8 mașini moderne noi, cu o capacitate de 51 de locuri fiecare, au fost livrate marți firmei Braicar și urmează să fie introduse pe traseele principale din oraș. Mașinile au aer condiționat, rampă pentru persoanele cu handicap locomotor, panouri de afișaj și camere video de interior care vor funcționa non-stop. Așa arată unul dintre cele 8 autobuze cu care brăilenii vor circula începând din luna noiembrie. Acestea le vor înlocui treptat pe cele vechi, aflate deja în circulație de câțiva ani. Cele 8 autobuze procurate de societatea Braicar cu sprijinul autorității locale sunt destinate să satisfacă în condiții cât mai bune nevoia de transport a cetățenilor. Prețul unui astfel de mijloc de transport este de 75.000 de euro plus TVA. Mașinile vor desfășura activități de transport pe traseele principale din municipiu. Societatea comercială Braicar S.A. Brăila a achiziționat 8 autobuze Isuzu Novo City de capacitate mică spre medie, în sensul că numărul de pasageri pe care îi poate transporta respectivul mijloc de transport este de 50 de călători. Este un autobuz modern, este echipat cu instalație de aer condiționat, cu sisteme de afișaj în privința traseului, a unor informații vizuale și acustice privind parcursul. Este un autobuz cu motorizare Euro 5, un motor de 155 de cai putere, are o lungime de 7,5 metri și face parte, să spunem, dintr-o flotă care s-a îmbunătățit, în sensul că a mai fost completată cu acest număr de 8, o altă serie de vehicule, tot din marca Isuzu, procurate anul trecut. Parcul auto al Braicar este învechit și necesită înlocuirea a jumătate din autobuzele aflate în uz. Din 60 de autobuze cu care facem activitate de transport, jumătate din ele sunt cu durata de serviciu normată, îndeplinită. Deci peste 8 ani de zile. Și anul trecut și anul acesta, și împreună cu Primăria Municipiului Brăila, care a fost cu aportul de capital la ceea ce înseamnă sursa financiară pentru procurarea acestor mijloace de transport, credem și facem în continuare toate demersurile pentru ca și în anii următori să completăm flota de transport cu vehicule care să se încadreze în parametrii de normalitate. Brăilenii vor putea circula cu noile autobuze începând de luna viitoare, după ce acestea vor fi înregistrate la Registrul Auto Român. La finele anului trecut, Braicar S.A. a intrat în posesia altor 7 noi autobuze de capacitate medie destinate transportului public urban și județul Galați se bucură de înnoirea parcului auto al societății Transurb. 20 de autobuze și 3 autocare achiziționate din Olanda, dar la mâna a doua vor circula pe străzile orașului. În total, municipalitatea galățeană a cumpărat în această vară 43 de autobuze cu o valoare totală de 900.000 de euro. Restul de 20 de mașini vor ajunge la Galați în luna decembrie.